Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul în care veți asculta acest vlog, dragi prieteni. Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună prima parte din cartea cu numele Fuga de Cosma Brașoveanu. Întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru înțelegerea de care ați dat dovadă vis-a-vis de mesajul pe care l-am spus în încheierea ultimei cărți. Vă mulțumesc pentru prietenia arătată, vă mulțumesc că mă înțelegeți, că îmi sunteți alături și vă mulțumesc pentru valul uriaș de mesaje de simpatie, nu m-am așteptat, vă mulțumesc extraordinar de mult și mă înclin în fața dumneavoastră. Bun, la fel, așa cum știți, vă invit să vă abonați, să dați un like dacă v-a plăcut, eventual un comentariu și acestea fiind spuse, să începem cartea. Capitolul 1. Sile Dragu, zis Ușchitu. N-ați înțeles? El a înțeles că n-a înțeles. Avea o față de smochină rătăcită într-un ungher de debara. Sticlele ochelarilor cât un dege de groase sigilau tăișul căutăturii. Trăia numai din priviri. Domnul? Întrebă. Vin din partea lui Poșircă. Da. Nu se clinti din prag. Cântări făptura croită din cherestea trainică, umerii de hamal. Omul purta haine de căpătuială, prea mici, pe obrajii numai colțuri, se citea lipsa îndelungată a somnului. Surâsul cu minte nu reușea să-i șteargă expresia de fiară hăituită. Da, repetă făcând un pas înapoi. Poftiți! Odaia era bolnavă, un bec fără vlagă născocea umbre ciudate. Smochinitul, trișor celebru pe vremuri, îi arătă fotoliul, își strecură mâinile de paing în buzunarele halatului și reluă măsurătoarea. Numele dumneavoastră? Popescu. Nu, domnule profesor, vă numiți Vasile Dragu, condamnat la 10 ani pentru dublu asasinat. N-ai fi zis că știa să zâmbească. Ochii de nevăstuică își stinseseră luminile. Ușchitul tresări. Cred că e o confuzie. Cred că mă confundați. Continua să surâdă. Degetele vreascuri uscate scoaseră din buzunar fotografia profesorului în haine vărgate, o răsuciră în bătaia becului. Ați evadat în urmă cu 3 zile din T. Nu Poșir că mi-a comunicat. Atunci? Nimeni nu-și găsește adăpost în casa mea dacă nu mă aflu în posesia unor informații riguroase. Luați-o ca o garanție a seriozității cu care tratez afacerile. Pretind mult, dar ofer cu aceeași măsură. Vă costă 300 de lei pe zi. Evident, pensiune completă. Pe chipul lui Sile Dragu cobor noaptea. Momentan... Nu vă faceți griji, domnule profesor. Prietenul dumneavoastră e solvabil, așadar... Accept. Zâmbetul smochinitului prinse vlagă. Rostui dintr-un bufet fără vârstă o sticlă de coniac și 2 pahare. Ciocni. Îmi puteți spune Tase. Tase Popescu. Nu glumesc, sincer, așa mă cheamă. Odaia dumneavoastră e lângă bucătărie. Alături am închiriat o cămăruță lui 3 dește. Presupun că știți cine e. Am auzit. Te 3 dește. Host fără noroc. Exact, a părăsit penitenciarul acum 1 săptămână și am serioase temeiuri să cred că se va întoarce în curând. Baia vă stă la dispoziție la orice oră. Celălalt pensionar al meu s-a învățat să economisească apa. Sile Dragu, zis Ușchitu, îi citi slinul de pe gât, dar nu comentă. Seara își presară cenușa. Peste ciulinii în floare săgetează un stol de vrăbi, aduc mirasma nopții și a pelinului și a mării. Și-a lipit fața de geam. Ochii sorb întunericul, au luciri ciudate, umezite de oboare, ciocârlia gândului se înalță undeva sus. De la fereastră nu se vede cerul, dar el știe că acum stelele cu mâinile lor albastre îi întind așternutul. Stânga împrejur, flaimoc, să-ți văd muianu! Profesorul Sile Dragu, zis Ușchitu, se răsuci încet. Rezemat de ușor, un individ pirpiriu, slab și sfrijit, o caricatură de om îl măsura surâzând. Îi lipsea unul din incisivi, iar pe toată lungimea obrazului avea o cicatrice întunecată. Ochii mici, vicleni, îi dădeau târcoale batjocoritori, ușor neliniștiți. În regulă, neamule, am repartiție de la neatăsică în garsonela asta. Se apropie cu mâna întinsă. Mitu suvei, că-mi zice pretenarii, litruță. Și care nu ți-e prieten?
Plătește cotizație în sindicatul îngerilor. Pentru ce te ascunzi? Împărțeam prescura la Sfânta Vineri și-am luat mangă. Tu? Profesorul nu-i răspunse. Continua să-l privească liniștit. O privire de gheață în care nu citeai nimic. Strâpitura râse larg și-l bătu pe umăr. Desfă fermoarul, bă, ăsta prostu. Ochii ușchitului clipiră. Ia mâna de pe mine, domnule Suveică. Oi fi vreun huber, hai? Ia mâna. Stai să sting țigara. Îl călcă pe bombeu răsucind talpa. Cu o mișcare fulgerătoare, sile dragul, prinse de brăcinari, îl săltă sus deasupra capului și-i dădu drumul. Litruță se prăbuși cu un mercăit. Sări repede în picioare, încordat cu brațele ușor depărtate. Ținea în palmă o lamă de oțel. Ușchitul clătină din cap. Lasă cuțitul, băiete. Roagă-mă frumos. Încă un pas și o să regres că te-ai născut. Pocitania ezită. Omul din fața lui era potrivit de statură, dar lat în spete și buiac. Mușchii zvârliți cu banița juca un buiestru. Treptat vâlvătaia din privire îi se stinse. Îngăimă moale. Gata, nenețuță, ruma tale. Te luasem de geam băț. Legea... Legea nescrisă a prăduitorilor. Fiecare breaslă cu vătaful ei. Cel mai al dracului șuț, cel mai câneriu. Caramangii vechi îl așteaptă la cotitură, cei noi se repeță și încerce norocul. Odaia mirosea ca vou a singurătate. Două paturi de spital lipeau pereții. Pe culoar începu calvarul pașilor lui trăidește. Pași târșiți de trosnitor bătrâni. Câte nu văzuse ăsta în viața lui. Buzele profesorului subțiri, o rană adâncă pe chipul subt, se adună răpungă. Recidivist? Gură am, limba îmi lipsește. Nu știu unde am pus-o. Sfatul meu ar fi să-ți amintești ce specialitate ai. Litruță se hotărâ greu. Da, cu palmă în cotețe. Nu, că aș vrea. No, da seamănă ale dracului. Mai ales astea noi. Vin noaptea din șprițuri și nu știu cum să face, dar mă trezesc în casa gorobetului. La plecare iau și o amintire, un televizor, o butelie. Ești un sentimental. De acolo om la înjurături. Profesorul suruse. Pe cine ai ucis? Las-o moartă, nene. Răspunde. Pungașul clipi mărunt. Un troznitor. Se împiedică în șiș. Presarii țineau strada în pistoale. N-am apucat să o roiesc. Vai de viețișoara ta. Dreptul lui Dumnezeu? Fumară un timp în tăcere. Suveică nu-l scăpa din ochi. Întrebă încet. Matale? Profesorul nu-i răspunse. Trosnitor? Aici, domnul Suveică, eu pun întrebări. Să fie limpede. S-a marcat. Lucrez pe cont propriu? Litruță șumezi buzele, arboră un zâmbet de băiat bun. Te cred. O singură dată am ieșit în treabă cu frații Dodea din Ferentar și mi-a trecut. Aruncară duma pe nasol. Adică? M-au băgat mesa. Ei sau tu? Am eu mutră de caiafă, mă jignești, nea ușchitule, mă doare caracterul. Ochii profesorului sclipiră fulgere, spuse rar, apăsat. Ascultă, domnule Suveică, și ascultă bine ce-ți spun. În viața mea n-am scos cuțitul. Își scutură mâinile mari ca niște lopeți. Palmele astea mi-ajung. Dacă-ți bagi nasul unde nu-ți fierbe oala și în gaură de șarpe te prind. Noaptea a dat târcoale ferestrei, noapte fără lună învelită în catran, plopii deșirați desenau pe zid umbre palide. Ușchitul privea întunericul frământând pervazul în palme. Mirosul de pelin și asomie îi umplea gura. Mitul Suveică sfărăia domol, dar profesorul știa că nu doarme. Îi simțea în ceafă, arsura ochilor. Prânzul îl luau în devălmășie. Ușchitul ținea un capăt de masă, Litruță celălalt, smochinitul și trăidește laturile. Privirea profesorului rămase aninată de ciorchinii liliacului subțire, un lujer răsărit în coasta blocului. Litruță își lăți zâmbetul, prinse să cânte încetişor. Ecaterino, ești damă bine, m-aș da la tine, da, n-am palton. Găzdoiul își tampona fruntea cu batista. Mitule, mitule, a dracului sămânță de om mai ieși tu. Ți-aduce aminte ce ți-am spus acum 8 ani? Ca să ajung la închisoarea cu capace unde toți golanii zace. Aș, m-am pus pe cumințenie, nu vezi? Trecui la pocăiți.
N-ai să o sfârșești bine, mitule. Sărutări de mâini coanei soacre. Păcat de tinerețele tale. Hoțul îl măsură obraznic, fredona cu înțeles. Haida, haida, schimbă garda, iete cine ține predici. Trăidește cu chipul brăzdat de ani și șundrele, mesteca pe gânduri. Litruță se aplecă, îi strecură în șoaptă. 10 cuie de coșciug și deșard vorbele. Omul se codi în cele din urmă, îi strecură țigările. Cântă. Fanea scuipa fasolea. Când? Alartele la spovedanie, frate, tu tigaie. Ia, pe puțin 3 ani. Muierea? Umblă după clănțăi. Japul își făcu semnul crucii. Poate dă Dumnezeu și îl scapă. Da, dar nu bagă în straiță. Trebuie să scoată nașul niște biștari. Păi să scoată. De, să lasă greu. Ci că a pierdut cheia de la pușculiță. Iuda, ai ceva? Că trimit eu mandatul. Omul ridică de umeri. Am pe dracu să mă pieptine. Da, se aduse tocana. Mitul stăvâncă întinsă farfuria. Bagă polonicul la fund gloabă. Mă, dacă am eu boală pe cineva, apoi ăia sunteți voi codoșii. Ale mai spurcate jiganii. Te plâng, suveică. Profesorul gustă fiertura. Să zvomis și sufletul. A prins o țigară și se apropie de fereastră. Ploaia scurtă de primăvară clătise obrazul cerului. Departe, la orizont, curcubeul își întindea borangicurile. Trăidește înghițea cătrănit. Litruță-i atinse cotul, întrebă în șoaptă arătând spre ușchitu. Ce znamenie de husar o mai fi? A, mărăștean, vai de viețișoara lui. De ce, nene? Dă 2 ori s-a cărăbănit din te și l-au aninat presarii. Dacă nici acum nu iese pasența, își bagă unghia în gât ca pițigoii. Da-i, îi zice ușchitu. Da-i. Sile dragul împungea cu privirea. Suveică se foi neliniștit. Mă ține în faruri. De... Gătiți pe aceeași plită? Trai cu vă trai. Ai grijă, mă, tată, ai grijă. Dacă îi sufli în borș, te-ai iars. Nu-i dus pe-n biserici. Trosnitor? Aș. Om cu carte, profesor. Muierea i-a mâncat zilele. Poftă clătinând din cap. Putoare mare. Da, pălături. Litruță constată cu amărăciune. Toate dă. Ascultă vorba mea, nene, că spui vorbă mare. Toată dosădirea de la fufeni să trage. Uită-te și mneata împrejur. Gușter l-a luat în șiși pe vărsul pentru o matracucă. Califarul umbla după o japiță, una cilibie cu felinare verzi, ca după prescure. Dă de-a câte o gaură și pleca cu ea în plăceri la mare. Halot că a roit-o cu un macaronar și ageamiu oftează la întristare. Mama lor de putori! Trăidește rămase cu lingura în mână. Sorbea vorbele stârpiturii, oftând înfundat. Miliția, șopti smochinitul din prag, repede la secret. Își adunară sărăcia în pripă, goliră scrumierele. Trăidește meșteri ceva într-un colț al debaralei și rafturile alunecară. În spate se afla o despărțitură strâmtă. Se puteau înghesui înăuntru 4 oameni deprinși cu autobuzul 37 la ceasurile prânzului. Colosul împinse rastelul, cercetă odăile fugiților dacă n-a rămas vreo urmă, apoi deschise. Poftiți, poftiți, domnule major! Ce zi bună, admirabilă! Ești încântat să mă vezi, zise Dașcu înveselit. Tase Popescu clătină de câteva ori capul să-l rupă și mai multe nu. La vârsta mea, știi să te bucuri de o vizită. Bătrânii ar trebui scoși din cartea de telefon de vreme ce toți sunt uitați. Dar sunt? Ochii maiorului făcură roată încăperea. Nu se schimbase nimic în ultimii 20 de ani. Același hodoroc de divan cu arcurile scăpate din strânsoare, lampa pentru ultraviolete în colț, masa beteagă. Nu mai gânda ce își sporiseră neamurile. De câte ori se ivea câte unul la marginea covorului, bătrânul îi făcea vânt cu piciorul. S-a prăbușit o vechitură de hudubaie și am sinistrați. Iată deci că mai primești vizite. Zâmbi trist. Ai rămas același tip sordit, tăsică. Sunt un om trist, sărac și singur, spuse codoșul, zâmbind feciorelnic. Nu-i un păcat prea mare. Maiorul răsfoia o carte, ridică privirea. Sărac? Trăiesc din ajutorul social.
Ia te uită! Ai și ajutor social care va să zică. Presupun că încasezi o sumă frumoasă de vreme ce-ți permis să cheltuiești la loto 2000 de lei săptămânal. Glumiți, desigur, ca de obicei, domnule major. Mi-am îngăduit o singură fantezie de revelion. Își înghesui lacrima pe coarde, dar își ridică mâinile. Te cred, te cred, numai nu plânge. Tăsică, tăsică, figura asta o faci din 7 în 7 zile. Azi joci în Titan, peste o săptămână în Pajura. Îi căută privirea. Ți-a lăsat ușchitul vreo vorbă pentru mine? Codașul își scoase ochelarii, stup de mirare. Ușchitul? După nume nu s-ar zice că a născut vreo societate de binefacere. Ca dumneata, de pildă. Rămâne să-mi spuneți cine e. Dacă îmi promis că nu-ți dau lacrimile, Vasile Dragu, condamnat la 10 ani, nu știai? Nu. Ești o fetiță blondă, diafană, tăsică. Ai evadat de curând. N-ai aflat? Firește! Eram convins. Japul își juca artistic dezolarea, dar semne că din pricina tulburării nu-și găsește cuvintele. Nu mai am de-a face cu lumea asta de mult, domnule major. Cam de când? Știți, probabil că am avut o condamnare. 3, tăsică. În sfârșit, cu prilejul ultimei detenții am înțeles. Iertați-mă, îmi vine foarte greu să vorbesc. Fă un efort. Codoșul se cutremură, oftând. De la o anumită vârstă e preferabil să te stingi fără să-ți dai seama de erorile comise. Am priceput dintr-o dată că existența mea a fost falsă, că mi-am risipit-o necugetat. Părăsim penitenciarul, mi-am luat rămas bun odată pentru totdeauna de la oamenii ăștia. Și ai decis să crești porumbei. Maiorul fluieră admirativ. Bun predicator trebuie să fie avut voie acolo, tăsică, la orele astea frumoase de dirigenție. Nu v-am învățat cum e cu păcatul minciunii? Bătrânul îl măsură printre sprâncene. Își pipăi pachetul de țigări la piept, dar nu îl scoase. Erau Marlboro. Dașcu întinse portsigaretul. Ia un papastrat, o stăsică, cât mai stau. După aia poți reveni la țigările americane cumpărate din ajutorul social. Râse bine dispus. Acum 6 luni ai oferit găzduire lui Gigi Lapsus din Ferentari. În ianuarie a locuit la dumneata 3 zile mitică șop. O zdepește o săptămână. Nu văd legătură. Sunt de-a dreptul consternat, rănit. Ești rănit, tăsică. Băieți au venit în vizită. Nici prin minte nu mi-a trecut că vă ocupați de ei. Alminter lăsai laptele pe foc și veneai fuguța la miliție. Vă îndoiți cumva? Doamne ferește! Japul isprăvi de lustruit ochelarii, îi puse pe nas. De altfel, pot să vă asigur că au avut o conduită ireproșabilă. Am făcut câteva excursii prin București, am jucat șeptic, am deșertat o sticlă de coniac discutând așa, ca între burlaci. Despre creșterea șeptelului, presupun, iar la plecare le-ai dat și bandă taxi. Las-o, baltă tăsică, și spune mai bine așa, ca între burlaci, unde-i ușchitul. Tase Popescu se aplecă secretos peste masă. Nu-mi plac turnătorii, domnule major. Pentru dumneavoastră însă... Îscalci pe inimă, să auzim. Individul, dacă nu-i prost, a atras la dobrigă ciuciu din filantropiei. Dașcu se lăsă pe spate, încrucișă mâinile pe pântece. La dobrigă ciuciu? Sigur, absolut. Să-l caudești pe dobrigă, ha? Unde? La Renvierea? Nu știai că flăcău a răposat în cuțitul unui caramangiu, frate tăsică? Codoșul își pocni palmele uluit. A murit bietul ciuciu. Extraordinar! Mă gândeam că vestea ți-a ajuns la urechi în octombrie când te-ai dus la parastasul lui. Erau de față Barbete, Ilarie, Sfântul Trăidește, crema trosnitorilor. Degetele japului poposiră pe tâmple. Știți că aveți dreptate? Clătină din cap amărât. Vezi ce înseamnă vârsta? Uiți de la mână la gură. Așa mă gândeam și eu. Maiorul se ridică. Era lămurit. Codoșul lua o hârtie și un creion. Cum a zis că îl cheamă pe ăsta de-a evadat? A, da, ușchitu. Măzgăli ceva. Dacă vine pe aici, ia-l dumneavoastră, n-aveți nicio grijă, domnule major. Aia e că am. Ești la o vârstă când uiți repede. Aș vrea să mă uit puțin pe-n casă, evident, dacă ești de acord. Desigur, desigur. Ai 4 paturi. Am mulți prieteni. Ar mai fi de văzut cum e cu bătrânii sărași și singuri care n-au de ce să figureze în cartea de telefon, dar o las pe altă dată.
Cu bine, frate, tăsică, deși nu cred. Casa e supravegheată, spuse codoșul intrând. Dezbrăcă pardesiul și se apropie de Sile Dragu. Vă așteaptă. Ușchitu se uită la pungaș, în ochi le încolțise spaimă. Cușca s-a închis, bâlbâi Litruță. Grijania ei de viață! Noapte de noapte, fugarii citiră strada pitiți după jaluzele. Nici o nădejde să iasă din strânsoare. Trăidește silnic la mers, se împăcase cu cugetul. Mitu Suveică părea un șobolan speriat. Profesorul ieși în hol, își pierduse cumpătul, măsura odaia scrâșnind de draci. Tase Popescu, chircit într-un fotoliu, îl stâlpea cu privirea. Vecinii de jos, spuse, știu că obișnuiesc să mă plimb pe stradă, domnule profesor. Stârni suspiciuni. Sile Dragu se opri în fața codoșului mânios, Dunăre. Sunt 3 săptămâni de când nici de fereastră nu mă pot apropia. La penitenciar era mai bine, ieșeam în curte la muncă. Mă mișcam cel puțin. Exagerați. Pentru ce am evadat să stau închis în haznaua asta? Să-mi cenzurez până și respirația? Smochinitul zâmbea cu măsură. Am sentimentul că îmi reproșa situația creată. Nu pe mine mă așteaptă Dașcu. Perfect. Și ce e de făcut? Dacă mai stau câteva zile, nebunesc. Mi-e tare teamă că va trebui să rămâneți cu noi ceva mai mult. Maiorul e încăpățânat. Știe că sunt unul din puținii oameni care acceptă să găzduiască delicvenți. Ușchitul își reluă umbletul. Mâinile înfipte în buzunarele pantalonilor plesniră stofa. Trebuie să existe o soluție. Clădirea n-are decât o singură ieșire, domnule profesor. Iar locuința mea, dacă vă amintiți, se află la etajul 5. Ridică brațele la neputință. Ochii ușchitului se opriră asupra unei lăzi de Brașov rânduită lângă perete. Tase Popescu clătină din cap. Riscant. Primul milițian curios m-ar putea ruga să-i ridic nițel capacul. La un asemenea mijloc v-ați gândi, bănuiesc. Sile Dragu își răsucea mintea în fel și chip. Se opri din nou. În spatele blocului e un teren viran. A fost. Acum e folosit ca depozit de materiale pentru șantierul din colț. Numai că exact sub geamul de la odaia dumneavoastră se află un paznic extrem de vigilent și o armată de muncitori care lucrează zi și noapte. Vis-a-vis o școală? Îl întrerupse ușchitul. Da. Ce distanță să fie până la gard? Aproximativ 25 de metri. Un gând smintit lumină chipul ușchitului, spuse precipitat. Luați legătura cu vărămiu poșircă. Am nevoie de o frânghie rezistentă. Încep să înțeleg. Aducea sinucidere. Știu. Și apoi, nu trebuie să uitați că împărțiți odaia cu un individ extrem de periculos în stare să o vândă și pe maică sa. Șopti japul. Am ezitat mult până m-am hotărât să-l primesc. Aveți grijă, domnule profesor. Nopți de primăvară, nopți de venin. Undeva la porțile orașului latră un câine rar, răgușit, zgâriind liniștea. Noaptea strecoară printre jaluzele o mină de odihnă. Ochii ușchitului sfredelesc întunericul, caută dincolo de el. Mitu Suveică își ajustează unghiile cu dinții. Treabă scârboasă. Dar Sile nu vede, n-aude, e departe, printre mugurii stelelor, în grădini de piersici coapte sau pe drumeagul colbăit unde cad florile de tei ale tăcerii. Cine știe? Litruță își umezi buzele. Neaușchitule! Îi răspund pașii lui trăidește. Târâie un picior, beteșug vechi din tinerețe când umbla după o muiere. L-au ars cu parii carditorii din Brăilița. Domn profesor! Sile Dragu tresări. Se răsuci clipindesc ca omul trezit din somn. Stârbitura îi zâmbea dulce. Ce ai, nene, cu mine? Stau ca piperul în nas. Celălalt ridică din umeri și întoarse spatele. O boare pătrunse în odaie, alungind mirosul acru stătut de ziduri vechi. Mitu Suveică se ridică. Ce ți-am făcut? 2 săptămâni, nu iei geana de pe mine, pence? Ușchitu-și frecă bărbia în palmă. Ochii, 2 bucăți de piatră verde, îl măsurară lung. Spuse într-un târziu, nu-mi placi, Suveică. Pă, ce chestie, ascult ce cârie șpilerii? Sile Dragu clătină din cap. Nu mi-ai plăcut din prima clipă. De ce, domn profesor? Ai ot parșiv de codoși. Ochi răi, mitule, a încolțit în ei sămânța dracului. Adăugă apăsat. Cere să te multe în alte odaie, fă ce știi, dar șterge-o. Alminteri, n-ai zile cu mine.
Mă, neaușchitule, ia zbos cârțele și șterge-o, băiete. Dar ce am făcut? Deocamdată nimic. Puuu! Profesorul nu-l slăbea din ochi. Mă furnică degetele și tare mie, frică să nu ți le proptesc în gât. Acum nu mai contează că tot anii ăia... Hoțul își strivi lacrimile între ploape. De ce nu m-ai strâns, domne, când eram bun de căciulă? De când mă știu toți scată la mine cu ordișca la necuratul. O vorbă bună n-am auzit. Unul nu m-a întrebat ce-o fi în sufletul tău, frățioare. Ce-o fi în inima ta, mă, ăla micu? Șuț și presare o apă și un pământ. Nu le plac ochii mei. Nu mă crede neam să jur pe mormântul mamei. Nici când dau din gură pe drepte. Mâna frate-mi lovelele din casă la plimbare și-l bătrân tot pe mine mă mardea. Tu ai furat, Dumitre, că-ți citesc în ochi. Ce-o să-i citi în mâncava și sufletul? Ce scrie? Își luă capăt în mâini, hohotind înfundat. Lui Silei se moldoveni inima. Îi puse mâna pe braț. Lasă, mitule, că poate că nu-i dracu chiar atât de negru. Ia aici o țigară. Hoțul îl privea subțire printre gene, ascunzându-și zâmbetul. A ținut. Mai picură două lacrimi să fie masa bogată. Nu se auzea decât liniștea nopții. Ușchitul întrebă cu o undă de tristețe în glas. De când furi? De la 14 ani. Ai mei au merlit-o. Rămăsei drumaș. Înțeleg, te-a furat strada. A mai dat șoc cu palma, nu zic nu. Pe urmă două luni, frai, 10 la pârnaie. Își ridică ochii. Ai încredere în mine, domn profesor, și nu o să-ți pară rău. Adăugă în șoaptă. Lasă-mă să te ajut. Ce să ajuți? La cărăbăneală, știu că vrei să o roiești din colivie, am văzut frânghia. Lui Silei trecu rece prin inimă, se rezemă de zid. Hoțul șoptea precipitat. Știu, domn profesor, te-a mirosit dintr-un ochi. Ia-mă de om, pui și eu, cricu, mă fac luntre și punte să te văz afară. Te-a apucat așa dintr-o dată dragostea. Pungașul își plecă privirea. Vreau să afle toți că nu-s iudă. Numai pentru asta? Litruță se repezi într-un duh. Nu mai suflete, cum să spui? O umblă vorba că un decalc se lasă cu vânzare. Peste tot șnorării bagă strâmba. Nasol, pricepi? Nu intru bine la mititică că și gata vopsit. Toată cisla șuților calcă cu fereală. Până și mneata. Adevărat, până și eu. Hoțul oftă. Dacă ai ști câtă cerneală e în mine, ai încredere, neaușchitule, suflă cataroilor că țin tira și dă noi ieși pe bune, au ea grijă să-mi bage burghiu. Sile dragul nu-l slăbea din ochi. Dacă mă vinzi, știi ce te așteaptă. Clar, ți-am văzut carabele. Să încercăm, mitule. Suveică-i prinse mâna și o sărută. Ușchitul simți un fior din creștet până în tălpi, parcă l-ar fi atins un șarpe. Două cuvinte îi se zbăteau în cerul gurii, deși limba refuza să le articuleze. Sărutul Iudei. Capitolul 2. Mic și al dracu. Bătrânul își scoase ochelarii și îi șterse, surâzând. Bine, dar e simplu. Omul ăsta minte. Luna se mânase o miriște de lumină. Plopii desperecheați, cinci lumânări stinse, își țesau în tihnă umbra. Sile dragu se desprinse de fereastră. Dormitule? Nu, nene, răspunse hoțul ridicându-se într-o coastă. Mă gândea. Menajează-ți picioarele, dragul meu, o să mai ai nevoie de ele. Litruță surâse amar. A dracului bulibășeală și viața asta. Să-ți bați copiii, auzi? De ce să-i bați? Cum de ce? Înțelese. Lasă-mă, nene, cu bancurile. Mi-a adus ei aminte, avea în drag de una genii. Nici la maica domnului nu mă gimbeam ca la ea. Spăla fustele în lacrimile mele. Femeia fatală, iederă, nu mai spune. Buruiana lui Sarsailă, astea-ți dă spaimă. Năpădez românul, strângul seacă până-i hales comândul. Te văra îndraș pe cinstea mea, rupeam patul cu ea. Cred, cum ești dumneata solid, cum necum. Vorba e că-mi luase mințile pațârca. Umpluse în gura de aur, umblam numai în cliftat. Uite unde era sare garduri. Eu cred că îmi făcea cu ulcii ca domn profesore. Arunca găini negre în cuptor. Să te țin aproape. Păi? Să nu piardă frumusețe de mascul. Râzi, mneata, râzi. Nu râd, mitule. De la astea cu coastă minus în inventar te poți aștepta la orice.
Băga mânia ca într-un spital, inele cu sclipici, brățări. Am dat gaură la un driver să iau scutece. Tolomac. Te-au arestat? Ăla micu oftă. Urgent. Cât? 2,5. Eu o dam din buză la părnaie și mișau ca mă aiurea cu un zulitor din Dudești, unul șpilcă. Îl știu. Până la urmă am fund așa la gherla. Cum chise scârbit. Rea de muscă, nene, îi lătracă țeaua. Fâșchitul scoase pachetul de țigări. Ai un foc? Noaptea își stovise culoarea. Printre jaluzele se zăreau vitralile răsăritului, cireșii aburite de răcoarea dimineții. A intrat bălana în sat și nici n-am băgat de seamă. Litruță privea zorile, trase adânc cu patimă din țigare, adăugând. Te-ai cioșmolit toată noaptea să-mi vin sau nu cioaca este? Fii serios. Este, neamule, ție târge să nu-ți intrim vreo clapcă. Tocmai tu, omul meu de încredere. Profesorul prinse chiștocul cu buricul degetelor, fumul subțire desena arabescuri albăstrui. Câți ani ai, suveică? 44 bătus pe muchea cu de ziua femeii. Își aduse aminte. Puu, tocmai atunci își găsi și mama să mă scoată în lume. Suntem vârsteni? Cum adică? 44 împline și eu de Crăciun. Pungașul izbucni în râs. Tată, să-mi zici carabăț, ești brudiu rău. M-au condamnat la 10 ani, mitule, și n-am făcut decât 6. Socotește și tu. Aoleu, suflete, dacă te înhață, scapi teama-n bun de pensii. Parcă te văz între picioare cu iaurtul în plasă. Sile, dragul, priponi în priviri. Mâine încerc să ies de aici. Ploapele hoțului, coborâre. Puteam pune pariu. Adăugă privirii un amestec de surpriză și teamă. Să-ți ajute Dumnezeu, domn profesor. Până la Dumnezeu ai să pui tu umărul, că parcă așa te lăudai. Pui, neamule, stinse chiștocul apăsându-l îndelungat. Spuse încet, cu căldură. Mă, neasile, mă, frățioare, o fi bine? Bine, rău, asta e, nu mai pot, mitule, că mă îmbolnăvesc. Verdele ochilor i se îndulcise umezii de oboare. Hoțul își trecu mâna prin păr. Cicatricea îi zvâcnea. Știu, suflete, dar mai știu că de la ultima cărăbăneală vântură caralii lumea după matale. Dacă nu îmi văd copilul, nebunesc. Te cred. Mă usuc, mitule, simt coliva în piept. Crude de aur, nene, își mușcă buzele. Mie să nu dai iar cu oiștea în gard. N-ai nicio grijă, că am calculat totul. Tu să vrei... Gata, nene. Ușchitul se aplecă mult peste patul hoțului. Am o frânghie solidă de peste 30 de metri. Un prieten de-al meu va defecta mâine noapte lumina în tot cartierul. Litruță scotoci prin buzunare. Ochii obosiți își recăpătaseră strălucirea. Mai ieși cu o țigare, eu-s la azard, ale topii. Pofti. Zorile trudeau din greu. Fumul se întindea gros să-l tai cu cuțitul, să umpli banița. Fața ușchitului, numai colțuri, părea turnată în plumba lui suveică subtă, alburie. Un craniu cu cicatrice. Și zi așa, neasile. Așa, mitule. Începe pe bune. Dar pe urmă, până jos sunt... pricep, frânghia. Clătină din cap. Ba, spironul în perete cu buretele, domn profesor. Jos te umflă paznicul de la materiale, cât ai zice pește. Sile, dragul, clipi și ret. Păi, nu cobor. De ce să cobor? Trec pe partea ailaltă. Care parte? Stiva cu blând din curtea școlii. Peste varniță? Peste varniță și peste gard. Șuțul se cruci. Sunt 20 de metri pe puțin. 25. Cum să-i faci? Pe frânghe. Ajung dincolo, tu îi dai drumul și eu o trag. 1000 de ani nu prind și retlicul, râse. Ai rămas cu gura căscată? Rămăsii, frățioare. Îl privea ca pe pehlivan la bâlci. Ai cap de mahăr, neamule, ți umblă mintea, nu joacă. Pricep. Hârzobul priponește de stivă pretenarul. Chestia e să-l prindă. Auzi ce-i bubui, mansarda. Ăla micu nu mai contena cu minunatul. Uitase că n-are țigări și scoase un pachet. Îi iei în piept, hubăre, ascultă vorba mea. Să sperăm. În cofă-i bagi, râse. Mare față ești, domn profesoare. Pai pe lângă mnea ta, gică lapte gros e prung de țâță. Lasă prostiile. Nou născut, neamule, icră. Când a roit-o în 45 de la secție, săriseră gășcarii cu șișurile. Doi comisari au lăsat pe jos. Da așa, de unul singur pe drepte. Nu chiar de unul singur, frânghia tu o desfaci.
Tase Popescu va încerca în timpul ăsta să atragă atenția oamenilor lui Dașcu transportând o ladă suspectă. Oricum, suflete, oricum, trăite-ar Dumnezeu! Profesorul respira precipitat, pornirea șuțului îi aprinsese sângele. Ce înălțime ai, mitule? 1,51! Și la pantofi? Pașpa! Râdeau amândoi. Șuțul puse bocancii cap la cap și se prăpădea de râs. Gineală, gai barace, neamule! Stai pe picior mare ăsta, micu! Mic și al dracui bine! Când eram mânzoc, mă loc arditori în prăduiel să le dă șchiz. Pângaură de cheie, intram pân crăpătură. Chestia era să încapă țurloaile. Pe urmă, mânjau șmecherii ochii cu un poldoi. Nu-mi pare rău că am deprins meserie. Dar ai deprins? Doctor, nene, tata hoților, simți de la o poștă unde e rost de cârpeală, pe cinstea mea. Dau gaura și stau țeapă, nu mă arunc în biștari ca proști ăștia de umblu pârnăile. Ca așa în hață. Umblă poterile prin baruri cu ochii ca sarmaua. De unde ai bani să arunci cu miile, mă, neacutare? Cam târziu ți-ai amintit, mitule. Șuțul se întunecă. Dacă nu luăm pe la înșuriu, e prima oară când uciți? Se interesă profesorul privindu-l subțire. Pui niște întrebări. Pun. Prima, suflete. Prima și ultima. Sile dragule găfrânghia coardă de țava caloriferului și clanță. Șuțul îl privea nedumerit. Ce-ți veni? Trebuie să mă antrenez. 25 de metri mâini nu-i glumă. Încoloci frânghia cu picioarele oprinse în palme, alunecă până la capăt. Litruță ținea socoata. 9. Încotură, domn profesor, și ești om făcut. Nu mai pot. Agață-te în dinți, așa. Scutură mâinile. Hai acu, odată. Asta e, neamule, că n-ai treabă. Sile se răzămă de zi, dignind. Sângele-i pătrunsese în bulbul ochilor. Greu al dracului. Mâine o să fie mai ușor, spui eu. Poi mâine ai umbli ca cercari. Avusese dreptate Suveică. A treia zi parcurse distanța fără efort. Merge, mitule. Merge, mâncate, arneica, și eu care te credeam gubav. Îi împunse toracele. Stofă de mar de Iași la 500 și un pol. Tu unde luași, suflete, poate să înțolește și mandea. O să râzi, da, vinde numai cu metru. Puncașului îi rămaseră ochii la frânghie. Ții 10 cuie de coștiu că fac și o figură asta? Ești copil. Ții? În regulă, să te văz. Suveică prins odgonul, luneca lipit ca șarpele. Bravo, mitule! Mergi la pace pe o turtă în plus? Făcu încă două, apoi sări în fața ușchitului. Ce zici, domn profesore, trec clasa? Șuțul își mușca buzele, privind în gol. Sile dragul măsură curios. Ce ai, Suveică? Nimic. Lasă prostiile ce ai. Mă gândeam, dacă ai vrea, matale, ce să vreau? Cum să spui, când bagi ochii ăia în mine, parcă scuțite? Spune. Pungașul surâse stingher, șopti într-o doară. Adică ziceam că unde merge mie, merge și suta. Adăugă hotărât. Ia-mă cum nea ta, nea ușchitule. Sile dragul făcu un pas înapoi. Ochii verzi împroșcară venin. Ce? Alta-i treaba în doi, mai ales în cărăbăneală. Așa. Profesorul se apropie amenințător. Litruță feri spre ușă. Nu, Danea Sile. Aici, bătei, domnule Suveică. Umbli după ghelir? Litruță sta ciocan pe capul ușchitului, gata să-i cadă la genunchi. Ia-mă, Nea Sile, ia-mă, suflete, rob mă fac, slugă. Câine să fiu, dacă nu te servitoresc ca întâia. Learba! Ce pierzi, domn profesore? Pa din contră, vorba lui ăla. Unde-i doi, puterea crește. Adică 1,5. 1,5 litri. Bași litruța în buzunar, apeși pe buton și sare băiatul. Ponturi grubă. Ce să fac cu ele, mitule? Pentru asta mi-e va da să mă pun pe tâlhării? Hoțul rămase descumpănit. Da, pentru ce? M-am lămurit, n-ai să ostenești niciodată gândind. Cum zici, mata, și după aia mâncăm. Oricum, ai trebuință de un ogeac, ai. Unde te ascunzi? Pui la bătaie covrul meu, stai în el o viață, nu te știe nici vântul, nici pământul. Singur te încurci cu vreo fufă, tragi la ea, că așa fac toți ușchiții. Și până la urmă îmbulinezi. Ce făcut și în alilalte rânduri când ai roit-o? Îmi porți de grijă. Păi cum altfel, domn profesor? Mata, ești om cu carte, dă șchis la minte, eu țin tira. Cooperativă de lux, întoarcem lumea cu lopata pe cinstea mea. Sile clătină sceptic din cap.
Cinstea ta? Aoleo, iar o luăm de la Adam? Ascultă vorba mea, Neasile. Ale mai cinstite femei sunt ele neîncepute. Trei deștia lua de muiere pe vremuri una de-aia. Sfântă guriță, lacrimă. Noi mai trebuie. Așa și cu mine. Oi fi făcut, noi fi făcut, nu mai fac. Frate de cruce, Neasile. Rup cu dinții pentru matale. Ușchitul râse. Care din băiețaș? Cel de bază s-a lipit de pumnul vreunea. Mi-au rămas măselele de minte. Profesorul se apropie de ferestruică, privi lung în noapte, spuse într-un târziu. E o treabă riscantă, mitule. Știu, oricând se poate întâmpla o nenorocire. M-am gândit, dar aș cu poate ține geana pe casa japului până la ziua d-apoi. Oreicior la pârna e tot un drac. Fac ciubic popii, dar îl fac naibii liber. Ia-mă, nene, și nu o să spară rău. Aș vrea să o cred. Se întoarse. Te iau, mitule. Da, să nu uiți că tu m-ai rugat. Tu ai vrut-o. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și brânză în pască. Lăcrima de bucurie. Ușchitul repetă. Să nu uiți, mitule. Capitolul 3. Fuga. Nu, ragații, s-a grăbit. A acceptat prea repede, spuse Antonio și ieși. Litruță nu-și mai găsa liniștea, măsura odaia în lung și în lat, țocăind din blancheuri. Sile rezema zidul. Mai stai naibii la un loc, ai vierni, ce ai? Mă, nea, ușchitule, mă mâncați-aș gura ta, azi e. Azi? O fi primită la semnul? Ia, ghici, eu zic că l-a primit. De ce adică să nu-l primească? Cerșea asigurări. Sile dragu juca nepăsarea, dar ochii spuneau altceva. Lumina lor verde concentrată schimba tonuri întunecate. Pocitania sta sub stăpânirea ăluia cu cornițe. Ce mașină are? Dacia. Merge, numai să fi primit semnul. Ce zici, domn profesor? Zic să stai locului că m-ai nebunit. Nu pot, nene, nu pot trăi, dar Dumnezeu, uite, scot bocancii. Doamne ferește, vrei să adormi, îi scoți la apropo. Hoțul îi zbucni în râs. N-au văzut joalele apa de la Revelion? Să n-am spor dacă nu sculcă tot județul. Trei zile s-o-i les ne-ntorși. Aprinseră țigările. Suveică mușca din ea cu dinții. Numai de s-ar nasulit timpul. Da, totdeauna pe lună o suce strâmb, împoartă sâmbetele cățeaua. Profesorul se apropie de fereastră. A început să sufle vântul. E bine, nene. Tăcură un timp. Hoțul bătea darabana cu degetele. Eu zic că a primit semnul. Ești de groaza lumii. Se răsuci fulgera de un gând. Am încurcat o suveică. Aoleo, cine ne dezleagă frânghia după ce ajungem la stivă? Litruță și-a stâmpără bătăile inimii. Pence, dacă vine ăla cu mașina... Și? Peste 2 minute s-a prinde lumina. Exclus să n-o repereze careva. În jumătate de oră ne-au prins. Depinde. Esențial e să nu știe unde ne aflăm. Până la urmă se prind ei. Da, dar eram departe. Da, se popescuiese din discuție. Va fi probabil deja la soră sa cu Lada. Oftă. Numai hangara le-am cu tine, mă, ăsta micu. Nu se poate, vezi și tu. Să nu mă lași, nene, că ai zis că mă iei. N-aș mai fi zis. Mortul de la groapă nu se mai întoarce. Găsim noi ceva. Găsește. Hoțul fremăta. Să vorbim cu trei dește. Nu, mitule, n-am încredere. Nicio dacă le iei pe bune. Alminter ziceam. Bag pretcarul. Adică? Cântă el. Când și eu. L-ai la mână? Pietruță zâmbi. Sub unghie, nene. He, acelea. Numai o vorbe și șoptesc și miel. N-aș crede, mitule, individul periculos. Nu n-o fi mai al dracului ca mine. Nu, ca tine nu-i. Cum ai deschis tainița? Ochiușul urechea ole mai faine și peracle din lume. Clipi și red. Când sunt frai, umblu mai mult după ponturile vărgaților să am de cheltuială la întristare. Ce zici? Schimb suta? Vezi să nu te păcălească la rest. Litruță pătrunse în odaia lui trăidește, sucind țigara, o aprinse de la chiștocul spărgătorului, șoptind. O fi dat iarba în grădina lui Lingurică? Omul tresări. Ce-ți pasă? Mă gândeam că ar trebui netezită movila aia. Trece vreun presar și mai crede dracului că ai dosit ceva. Știi tu cum însă ăștia? Trăidește cântări privirea hoțului. Cântă! Ține aproape și uit unde șade. Ploaie pânzeșă, plăpândă. Țesătura s-a destrămat repede, norii s-au retras pâlcuiți, luminând fruntea cerului. A apărut luna, limonie, vlăguită. Are coapsele dezvelite, sânii scăpați din strânsura mătăsurilor.
Mitusul veică îi aruncă o privire otrăvită, o spurcă înfundat. Căți-a oa dracului, acu te-ai găsit să faci trotalul? Șutul își stăpânea greu nerăbdarea. Ochii de viezuri alergau în toate părțile, mâinile trebăluiau fără rost. Alături, trăidește, surâdea. În serarea linse petele de lumină aninate de acoperișuri. Noaptea își vărsa păcura îngroșând umbrele, ștergând depărtările. Sigiliul luceafărului sclipea stins. S-au aprins becurile pe șantier și la depozit. Trăidește, șopti pungășește. În regulă, profesore, mergi pe mâna mea. Cât mai e? Jumătate de oră. Baftă. Suvei coftă. Luna, or să ne gimbească. Mai tași, cobe. Făcu sile printre dinți, apoi către Trăidește. Uite cu cine m-am încurcat. Furau cu coada ochiului spre cerul înstelat. Undeva către apus, norii se furiți și-au hoțește spre calea laptelui. Luna își mlădia boiul, surâdea ademenitoare. Suveică fierbea. Se fâțâie farfuză. Dacă în 10 minute nu sporește vântul, calculă Trăidește. Azi drum mâța în două. Litruță scuipă cu o bidă. A dracului ghină! Care ești mărășin în mâncaia și sufletul? Țile dragul respira precipitat. A trecut un sfert de oră. Norii tăvăleau luna într-o îmbrățișare turbată. Brusc se stinse lumina. Frânghia. O legare de pat chitind stiva de după gard. Un muc de țigare sfredelea întunericul. Chipul ușchitului se minună. Semnalul. La fix. Trăidește cerceta depozitul. Mai repede, bă, mai repede. Profesorul făcu frânghia colac și o aruncă. Țigara desemna în noapte semne mari, neliniștite. Litruță își mușcă buzele. N-a prins-o. Trage-o înapoi și lasă-mă pe mine. Ușchitul înjură îndesat. Și-a pus dracu papucii dandoaselea. Puuu! Odgonul arunca lumini alburii. A trecut prin varniță. Observă Trăidește. Ei și? Or să vă alunece carabele, vă adună cu fărașul mă, tată, mă. Sile dragu își privi mâinile. Ce zici, mitule, încercăm? Cercăm. Zvârli frânghia. Zarva era întoi, se cerea lumină. Băgați cărbun, fraților, că vin presarii. Frânghia sta întinsă, coardă, Trăideștele frân strânse mâinile. Baftă! Ușchitul își făcu semnul crucii și încoloci odgonul unecând repede. Primii 10 metri îi străbătu ușor, frânghia era uscată. Se opri. Simțise în palmă varul. Litruțel ajunse din urmă. Dă-i bătaie, jarcalete! Nu merge luneca al dracului înapoi. Ești de limac? Știi cât e până jos? 30 de metri. Dar cei de dăsubt ai văzut? Ți-e văraia, mitule. Ți-e vrezemate, dar în picioarele trec prin noi. Mână, măgaru. Eu zic că e mai sănătos să ne întoarcem. Lasă vraja și mână. Profesorul înainta cu inima ghem. Palmele refuzau să facă priză, degetele scăpau. Fâșii subțiri de lumină spintecau întunericul, îl hăcuiau mărunt. Litruță scoase un țipă de groază. Ușchitul întoarse capul și inima îi s-o opri. Hoțul atârna agățat într-o singură mână. Spaima i-a prinsese în ochi licuricii morții. Gemul răgușit. Nu mă lăsa, nenesile! Ținte bine! Apucă frânghia în încheietura cotului și înfipse dinții în ea și întinse mâna dreaptă. Îl prinse în colocii de mijloc. Litruță tremura că a apucat, plângea cu sughițuri bolborosind fără noimă. Mă neasile, mă frățioare! Ție neți îngerii chiștoc! Mă mâncați aș sufletul, m-ai salvat de la moarte! Ți le vrut să-i spună că peste un minut, două se vor prăbuși. Renunță! Ce rost avea să-i negrească ultimele clipe? Șuțu măsura din ochi distanța până la stivă. 5 metri! Anna furei de ghină, să te nești la mal ca țiganu! De, mitule, dacă nu m-ai ascultat! Zi, nene, și te ascult, acum nu ies din vorba ma tale! Acum e prea târziu, frânghia-i măzguită înainte și înapoi. Degetele nu mai ascultă. Litruță făcu ochii mari. Vrei să spui că trebuie să ne dăm prinși? Nu văd altă soluție. Litruță începu să râdă, râs nervos prevestind criza. Trebuia pocnit, dar Sile nu îndrăzni să-și libereze mâna. Nici nu le trece prin minte presarilor ce aproape suntem de șerif. Mă și văd în fața hubărului de sus. Ascultă, japule, cum ai făcut împărțeala hoiturilor? Pen ce mai croi, bă, scundac la 1.51. Scot șuriul la el pe ochii mei. Facem pantalon cât o fi gagiu de mahăr. Râdea cu sughițuri. Silei pocni un cap în gură. Ai de gând să te potolești? Litruță oftă adânc. Criza trecuse. Și acu? Dă cuțitul. Ce-ți trebuie?
Profesorul își încleștă dinții, odgonul îi se case puterile ăla mic cu părea de plumb. Tai frânghe. Aoleu, suntem la 5 metri de stivă, poate și mai aproape. Dacă ținem zdravă în capătul scurt, trecem peste zid și ne izbim în scânduri. Pricepi? Pricep, neamule, pricep, trăite-ar Dumnezeu. Mă, neasile, ce cap ai. Lasă. Ce să las? Fără mnea ta mă luau de jos cu fărașul în rate. Agață-te în dinți aici, așa. Acu scoate șișul, fii atent să nu-l scap că te trimit după el. Șuțul tremura de încordare, desfăcu mâna de pe frânghie încet, cu grijă, și trase cuțitul din buzunar. În regulă, ținte bine. Căutătura unei lanterne urcă, țări odgonul și înaintă spre cei doi, prinzându-i într-o roată de lumină. Atenție, tai! Ușchitul reteză frânghia, desenară un arc de cerc și se prăbușiră peste scândurile stivuite în piramidă. Mai trăiești, litruță? O, de mitocan, cocoși, țin la tăvăleală. Auziră în apropiere un glas șoptit. Sile? Am sosit, vericule. Bine, cada Dumnezeu, ce dracu ați făcut atâta? Sucirăm babaroasele. Mitu Suveică își regăsise umorul. Apucă brațul profesorului. Ascultă, Acilea, bă, ăsta prostul. Dacă înainte eu duc steagul. Cu toată încordarea ultimelor clipe, Sile izbucni în râs. Piteala e meseria și șuților, adăugă litruță. Clar? Clar. Coborâră. Lângă stivă se deșira un ochelarii slăbănog. Pe aici! O luă înainte în pas alergător. Litruță îndemna din spate. Cărel poteca flăcăi că ne prinde ploaia. Îi aștepta o dace cu motorul încălzit. Ochelaristul trecu la volan, Sile și litruță în spate. În oglindă se holbau ochii gazului. S-au prins, Nasile, vin! Hoțul dispuse. Calc-o pe coadă. Mașina țâșnica din pușcă mărind distanța. Lângă geam erau rânduite haine noi pe măsura profesorului. Ușchitul se schimbă în viteză. Litruță da cu gura înainte. Dacă mi-ajută, maică, preci ăsta și scap? Roagă-te la alții, Mitule, știi că n-ai trecere la dame. Dacă scap, mă las. Mă pui pe pălătuială. Fă stânga, e interzis. Hai că-mi plăcuși, ce facem noi acu' e pe bune? Strada era îngustă, în repeguș. Nu se vedea țipenie, stradă lăturalnică de provincie. Ferestrele luminate întindeau noapte basmale portocalii. Suveică fremăta. Mă dau la rindea, ușchitule, mă păpușesc. Harem îmi fac pe cinstea mea. Întâi... Gazul venea strigând ascuțit. La portițe năpădiseră câinii și cu metrele. Ușchitul înjură cu năduf. Se țin râie de noi, mașină puternică, șofer bun. Pocitania se chircise tot în desa la cruci. Dă-i, Doamne, o muscă în ochi. Apoi către ochelarist. Trage tare guriță. Părerea mea, Nesile, lasă părerile și mână. Asta-i tot. Cauciucurile mușcau caldărâmul, coteau scrâșnind. Litruță se uită la profesor. Ești fugaș, bă, moacă? Da. Luăm tramvai 11, altfel ne încață cavașii. Ascult, ochelaristule. La primul colț o domolești să putem sări. Por mai dai înainte spre șosea. O să mă prindă, ce le spun? Că ai un fumatolit și ți-a fost frică de amendă. Ăsta prostul, tu umfli bocceaua cu trențele vechi. Cămașa lepădată-i de-a vărgaților. În regulă, spuse ușchitul. Dă dură colțul, ochelaristul frână. Succes! Săriră din mers și se înfundară într-o grădină.